De unde sunt? Izbiceni, Olt. Și cum ne dăm seama că sunt roșii românești? Păi roșia românească, prima roșie românească e asta care e cu țuchi așa. În piețele din Iași au apărut primele roșii românești. Acestea se vând la 18 lei kilogramul. Cei care nu sunt siguri că roșiile sunt românești pot să împartă fructul în două și să-i vadă semințele, care este și primul semn că aceasta este o roșie sănătoasă, de asemenea și după forma mai țuguiată. Prețurile au crescut comparativ cu anii trecuți, iar comercianții spun că vinovată de scumpiri sunt costurile mai mari la energie, transport și forță de muncă. Ce are, doamnă, roșia românească față de ce? Nu știu. E mai bună la gust. E mai scumpă. Dar de ce e mai scumpă? Pentru că așa e, roșia românească. Investești căldură, investești transport, tot, oameni. Trebuie să fie mai scumpă ca asta de import. Ce cumpără lumea? Cumpără, că s-au obișnuit. Eu în fiecare an aduc primele roșii și cumpără, s-au învățat cu ele. Cumpără, că sunt gustoase. Puteți lua să gustați și noastră. Când apar ele în piețe? Păi au apărut imediat după Paști. Cam în sfârșitul lui aprilie, începutul mai. Și țin până luna iulie, când e cald tare. După el dispar astea. Apare celălalt. Deși sunt mai scumpe, ieșenii le preferă, deoarece sunt mai zemoase și dulci. Însă prețul cam mare îi oprește să cumpere cantități mari. De ce preferă lumea roșiile românești? Ce au ele? Eu știu. Zic că sunt mai bune. Că sunt mai dulci. Că sunt mai... Nu. Cum ne dăm seama că sunt roșii românești? E, nu prea ne dăm seama, le luăm la ghici. Dar, na, mulți pun prețuri din astea care au apărut acolo și ei le au de la turci și pun, zic că sunt românești ca să facă vânzare. Nu. Dar asta este. Ați luat roșii românești? Așa se zice. Dacă ar fi românești, înseamnă că am luat românești. Cum ne dăm seama că sigur sunt românești? Păi când ajung acasă am să gust și am să văd. Dar ce au acele românești în comparație cu cele aduse? Au mai puțin apă, după mine, și au alt gust. Păi sunt 18 lei cele românești, sunt scumpe, n-am bani de atâția. Știți cum vă pun? Se pare exagerat prețul? Nu, 18 lei, deci cazul. În București, roșiile românești au apărut încă din luna martie. La Tarabe, prețul unui kilogram trecea atunci de 50 de lei.